Ca și o concluzie a petrecerii de-aseară, vă spun că chiar a fost una superbă și, sincer, eu am văzut majoritatea concurenților că s-au distrat, că s-au simțit bine. Vlad și Cătălin au radiat, ca de obicei, și au fost mai peste tot împreună. Știți că a fost o seară magică pentru Antonio și Maria. Chiar am văzut un Antonio cu și cu totul deosebit, un Antoniu protector, un Antoniu iubitor, un Antoniu care, efectiv, a savurat-o pe Maria din toate punctele de vedere. A strâns-o a iubit-o, a învârtit-o în timp ce o sărutau în vârtea, da? Um, nu știu, au fost uh, minunați împreună și mi-a părut foarte rău. Și îmi pare în continuare rău că s-au pierdut undeva pe parcursul acestei competiții și că nu au apucat să trăiască și ei momentele acestea speciale din casă, dimineața l-am văzut pe Antonio la masă cu băieții și să știți că era extrem de cursiv, extrem de calculat, mai mult, cred că a consumat într-o zi normală când stătea în casă, că știți că ei mai consumau. Sucuri când stăteau în casă într-o zi normală, da, de emisiune, decât a consumat asara la petrecere și a fost extrem de fericit. Deci, se poate să fii fericit într-o zi de petrecere și fără să consumi prea mult suc. Sper din suflet să le rămână această energie bună. Am văzut că a pus poze cu Maria peste tot și la noptiera unde dormea în cameră cu Vlad și în dormitorul unde s-a mutat acum cu Roberto. Acum așteptăm să vedem ce parcurs vor avea. Ne spuneam că și Vlad și Cătălina au fost delicioși. Cam toată lumea s-a simțit bine aseară la petrecere. Am observat un moment când Antonio a luat o în brațe pe Maria a sărutat-o, iar apoi a luat -o și a învârtit-o așa pe ringul de dans. Doamna Eleonora, erau doar ei, Roberto și Aneona, cred că, pe ringul de dans. Doamna Eleonora s-a uitat la ei, ei și când ne-a văzut, a întors fața către casa băieților și nici măcar nu i-a privit. De fiecare dată când erau doar ei doi pe ringul de dans și dansau, aveau o față de parcă, nu știu, spuneai că un jură cineva... Mi s-a părut foarte ciudată reacția ei. Întotdeauna avea fața aceea. Și am văzut pe Maria că la dans, când mai dansa Antonio cu Roberto, Maria se mai ducea către dansa gen să danseze lângă ea, dar nici o secundă n-am văzut-o să zâmbească la ea. În schimb, la alte fete am văzut-o că zâmbea extrem de tare. Spre exemplu, la Anemona. Când dansa Anemona, se uita la ea și avea un zâmbet până la urechi. Când dansa Maria și se uita Maria către doamna Eleonora, era extrem extrem de serioasă, parcă era un stâlp, așa. Și vă puteți uita și dumneavoastră că în toate ipostațele, când sunt Antoniu și Marian în cadru și este și doamna Eleonora, nicio secundă nu am văzut -o să aibă zâmbetul pe chip. În altă ordine de idei, mie mi s-a părut că și Dani Diana s-au distrat. Deși Dani, într-o discuție dimineață, când își făceau semvișuri, uh, erau mai mulți la masă și îi spunea lui Antonio, a fost o seară plictisitoare, dar îi se adresat doar lui, așteptând să vadă ce spune Antonio. Asta mi s-a părut foarte ciudat, pentru că eu, eu i-am văzut pe ringul de dans, mai ales atunci când se vedeau un plasmă, că se uitau, adică chiar s-au distrat și părea că se simt foarte bine. Nu știu de ce a simțit el așa. Roberto la un moment dat a încercat ceva cu anemuna și anume a luat în brațe de pe scările același, a pe de dans. Încerca așa gen să se apropie mai mult de ea și ea cred că i-a spus ceva, l-a refuzat, s-a întâmplat ceva. Și, efectiv, i-a schimbat starea de spirit. L-am văzut că a mers în bucătăria a fetelor și stătea singur, supărat. Nu era nimeni acolo. Chiar m-a simțit foarte prost în momentul acela. Dar cred că după a mers cineva și i-a spus că se văd pe plasmă și a revenit pe ringul de dans și și-a schimbat expresia feței zâmbea, se uita către camera, dansa foarte mult. Aici toți se vedeau pe plasmă aceea și ați văzut că o iau un pic rasna când se văd pe plasmă toți și caută privirea cea mai drăguță atunci când sunt deaspe pe plasmă. Of, chiar a fost o petrecere foarte frumoasă și m-am bucurat foarte mult să-i văd așa și chiar a ținut mai puțin decât de obicei. Am auzit și pe Maria spunând dimineața după petrecere că a trecut foarte repede și că s-a simțit foarte bine. Cred că a fost, de fapt, una dintre cele mai frumoase serii pentru ei, pentru Antonio și pentru Maria, pentru că i-am văzut foarte fericiți, i-am văzut lipiți așa ca, un, ca și cum ar fi fost lipiți cu superglu. Um, mai avem Simona și Andrei, care și ei s-au distrat toată seara și chiar au fost pe ringul de dans um, Ce a făcut să Simona? Nu știu ce, că spunea că i s-au încălecat venele la mână Nu prea am înțeles ce s-a întâmplat um, Mi-au plăcut, mi-au plăcut foarte tare, a fost o seară liniștită, nu prea am văzut uh, nimic... Uh, Adică dacă am merge în formula aceasta până în final, cu siguranță ar fi o formulă câștigătoare deși mai sunt concurenți singuri care ar trebui să meargă acasă asta ca să nu se simtă prost în final atunci și cumva ar trebui să se mai rupă rândurile, nu? Că parcă sunt mulți pentru finală, dar a fost o seară minunată. Mi-a mai plăcut la Antonio și la Maria că și-au dedicat oferul felul de versuri din melodii și cântau în timp ce se auzea muzica în boxe și își dedicau tot felul de versuri. în asta gen s-a îndrăgostit nebunul, um, jumătatea mea, ceva foarte drăguț. Adică să îi vedeați atunci când dansau și se auzea muzica în boxe, că își dedicau tot felul de versuri, apoi se luau în braț, să se salutau. Uh, el o învârta extrem de mult și nu știu, au fost foarte frumoși și dansau în același fel și se sincronizau foarte bine. Nu cred că ar avea ce să-și spună negativ la referitor la, seara de asa, la petrecerea de aseară. Chiar a fost o seară minunată. Pentru ei doi cel puțin, sper din suflet să avem ușile deschise.